aș pune, Lusule, mă? Hai, noroc. Ce faci, mă, te-ai însurat sau tu singură scoși nasturii? Și una și alta. Ia zi, poți să faci chiuveta aia să nu mai curgă? Să poate, doamnă, dacă dați o hârtie să-i facem un dop? Ce fel de hârtie? Una de 100. Ei bine, acesta, stimați vizitatori, este patul în care au dormit Goethe, Rossin, Balzac și Napoleon. Cred că au dormit cam înghesuiți toți patru, nu? Dacă ai scris Cristinei pe adresa de acasă, de ce ai mai scris și pentru Cristina personal? Pentru că am vrut să o citească și bărbasul. Și? Poftă de mâncare aveți? Uneori am, uneori n-am. Păi și când aveți? După ce am mâncat. Cum poți să bei, mă, porcăria și mizeria asta? Cum poți să bei, mă, așa ceva? A, vezi, 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 te-am zis. Tu zici ca să mă, că bau ca să mă înveselez. Că bau ca să mă relaxez. Să mă... E greu, te chinui. Ce credeai? Zic eu, nu e. Apa de aici, din campingul ăsta, nu e bună de băut. Ce să mai? Păi și voi ce faceți? Ce facem? O luăm, o fierbem, o dezinfectăm în clor, o tratăm și... Și bem bere. Mulțumesc, lăsați, mulțumesc din suflet. Dați-mi voie, vă rog. Nu, luați loc, mulțumesc din tot sufletul, lăsați. Dați-mi voie. Nu, lăsați, știu, bărbații politicoși și galanți întotdeauna oferă locul femeilor, mulțumesc. Dați-mi voie, vă rog. Vă rog, lăsați, păstrați locul, luați loc, stați pe loc. Dați-mi voie, trebuia să cobor. Auzi, dar ce faci tu cu schiurile astea așa de scurte? Păi nu, domnule, că stau decât 3 zile. Niculino! Niculino nu mai e Niculino. Ce nu mai e? Papagalul. Nu mai e cu Rivie. Nu? Ce s-a întâmplat cu el? Nu știi nimic de el? Nu știu, dragul meu, doar am observat acum câteva minute că pisica vorbește. De aceea eu aș sfătui pe toată lumea, fie vară, fie iarnă, să doarmă cu ferestrele deschise. Foarte interesant. Doamne, sunteți medic? Ei, medic. Hoț.